În ședința deliberativului local din această lună va fi supus dezbatere și înspre aprobare un proiect de hotărâre privind reactualizarea și completarea comisiilor de administrație din unitățile școlare. Reamintim că în ultima întrunire a legislativului local a fost semnalat faptul că aplicarea prevederilor legale privind înființarea și funcționarea consiliilor de administrație lasă de dorit. Consilierii au arătat că anul școlar a început de mult și că între timp s-au evitat probleme legate de finanțarea unităților de învățământ, iar directorii reclamă lipsa consilierilor și reprezentanților executivului. Se pare însă că nu este vorba de o problemă general valabilă, deoarece există și unități de învățământ ale căror conduceri declară că atunci când au avut solicitări către reprezentantul administrației locale din Consiliu, au primit sprijin. Autoritățile locale sucevene au avut o tentativă de completare a componenței Consiliilor de Administrație din unitățile școlare și pe durata lunii martie. Respectivele structuri trebuiau deja să intre în pâine în conformitate cu noua lege a educației, lucru care se pare încă nu s-a întâmplat. Șeful executiv executivului local un Lungu preciza la acea dată că se vor face toate demersurile astfel încât aceste structuri să nu fie unele pur formale. Odată cu intrarea în vigoare a legii cu numărul 1 din 2011 a educației naționale s-a modificat și componența consiliilor de administrație din școli. În municipiul Suceava acestea vor avea 9 membri, respectiv 4 cadre didactice, un reprezentant al primarului, doi consilieri locali și doi reprezentanți ai Comitetului de Părinți. Totodată directorul școlii numărul 1 cu clasele 1-8 din Suceava Ceava Tamara Brutaru a subliniat faptul că normele metodologice pentru funcționarea acestor consilii nu există încă și se așteaptă un ordin de ministru în acest sens.